Doamnelor, domnilor, bine ați venit și aici în studioul 2. Astăzi am o surpriză pentru voi și m-am grăbit să intru puțin mai devreme, tocmai pentru că e un subiect foarte interesant care chiar necesită o atenție absolut specială. Pentru acest moment special, invitata mea de astăzi este doamna doctor Elena Barbu. Bine ați venit aici la noi, într-un cadru special potrivit pentru dumneavoastră. Aveți acolo în spate Parisul, pentru că știu că îl iubiți. Am plănuit, să spun, această întâlnire cu doamna doctor, pentru că cred că este primul medic pe care l-am cunoscut în România, care, în afară de faptul că vede cu ecograful organele în planul fizic, vede și în plan ezoteric, și în momentul în care am întâlnit-o, am avut efectiv un șoc. Mă așteptam să spună ce vede acolo la ecograf și a început să-mi spună niște lucruri care n-aveau nicio legătură cu ceea ce vedea, ci cu ceea ce vedea cu ochii minții. Și mi-am dorit tare mult să vă prezint și dumneavoastră. O știți din mediul online, dar am vrut neapărat să o am aici alături și să vorbim astăzi despre atât de multe lucruri încât nu știu, mai bine mă opresc. Vă las pe dumneavoastră să-mi povestiți ce înseamnă pasiunea asta pentru a vedea pe toate planurile. Mulțumesc tare mult pentru invitație, Oana, și mă bucur foarte mult să fiu aici. Chiar am venit cu tot sufletul. Da, este adevărat, sunt medic, lucrez în imagistică pediatrică și pacienții mei preferați sunt bebelușii și toți copiii și adolescenții. Și, într-adevăr, pasiunea mea de suflet este reprezentată de constelațiile familiale, la care sufletul meu m-a condus, pentru că diagnosticam de multe ori la copii boli grave, diagnosticam uneori cancere sau erau situații între viață și moarte. Și m-am pus de multe ori întrebarea, oare ce poate să fie în spate? De ce un copilaș poate să ajungă într-o astfel de situație? Că până la urmă știm cât de curat este sufletul fiecărui copil și cât sunt de inocenți cu toții. De altfel și noi la fel, pentru că și noi suntem copiii părinților noștri. Și așa, din întrebare în întrebare, am ajuns să descoper constelațiile familiale, care sunt ce sunt constelațiile familiale? Eu am mai citit, am auzit, dar cu siguranță multe dintre persoanele de acasă nu au foarte multe informații. Cum se face o constelație familială și ce înseamnă și cum se face această terapie? În primul rând că nu este o terapie. Nu este terapie, pentru că profunzimea constelațiilor familiare este cu mult dincolo de o terapie. Mai mult decât terapie. Dincolo de terapie. Da. Pentru că ajungem împreună în constelații în locuri foarte profunde, unde se uită sufletul nostru. Da? De exemplu, toți suntem copiii părinților noștri. Și ne iubim părinții la fel de mult, indiferent cum sunt părinții noștri, pentru noi sunt cei mai buni. Și în sufletul nostru, fiecare dintre noi și-ar dori ca părinților să fie bine. De ce? Ca și noi să fim bine și să fim văzuți. Pentru că călătoria noastră începe încă din momentul conceperii. Și ce fascinant ar fi dacă bărbatul și femeia, atunci când și-ar dori să vină un sufletel acolo în pântecul mamei, ar face dragoste. Și ar veni pe lume copii care să fie produsul iubirii. Nu așa că ar fi minunat? Da? Iarăși este foarte importantă toată perioada în care copilul crește în pântecul mamei. Pentru că în pântecul mamei suntem conectați cu mama și știm și simțim fiecare emoție a mamei, fiecare gând. Dacă știm pe lumea asta cel mai bine pe cineva, o știm pe mama. Iarăși, cel mai un moment foarte important este nașterea noastră. Nașterea noastră este succesul mamei. Numai pentru că mama a supraviețuit nașterii și noi suntem aici, deja suntem pe plus, să spunem așa, pentru că ne-a vrut viața aici și mama a fost în serviciul vieții. Și ce avem noi de făcut? Să primim darul vieții care a venit prin părinții noștri de departe și să ne bucurăm de viață. Vezi, înaintea mea am avut onoarea, că e onoare pentru mine să putem să-l ascultăm pe maestrul Arșinel să spună câteva cuvinte chiar de ziua dumnealui. Vezi, are o vârstă magică.
Pe vremuri se ura, nu casă de piatră ca acum, se ura să ai viață lungă. Dacă aveai viață lungă și treceai prin multe experiențe, viața era atât de bogată încât când ajungeai la vârsta senectuții, erai complet, erai împlinit. Și ar fi minunat dacă cu toții am primit viața care vine de departe prin părinții noștri și ne-am bucurat de ea. Știi? Frumos. Ar fi frumos să ne bucurăm de viață și de darurile ei, cu tot ce aduce ea. Pentru că viața așa ca o sinusoidă, știi, ca la EKG, e sus, e jos, e sus, e jos. Ce frumos ar fi să ne dorim să ne fie viața așa ca o sinusoidă blândă. Așa, să urcăm pe dealul și să coborâm și să ne bucurăm de toate experiențele. Apropo de experiențe, aș vrea tare mult să-mi povestiți niște experiențe din viața medicală, care apoi au luat o întorsătură sau o turnură către cea ezoterică. Cazuri pe care le-ați identificat la ecograf și care le-ați interpretat ulterior prin constelația familiară. Am tolba plină de cazuri. Ia să auzim. Am să încep cu un caz simplu, știi? Ce este important e să știm că noi mamele avem o putere extraordinară. Nici nu suntem sincer conștiente de ce putere avem pentru copiii noștri. Pentru că un copil are o singură mamă, dar o mamă poate să aibă 10 copii. Și pentru noi mama este esența. Și suntem în stare să facem pentru mama orice, inconștient la nivel de suflet, inclusiv să murim pentru ea sau să credem noi că putem să murim în locul ei. Și de aici se formează niște încurcături de suflet. Și ar fi atât de bine dacă noi mamele am fi conștiente să știm ce putere avem față de copiii noștri. Pentru că îi putem ridica. Dar în același timp, cu o vorbă sau fără niciun fel de vorbă, îi putem zdrobi. Iar copiii... Concret, cum se poate întâmpla lucrul acesta? Copiii noștri sunt fericiți atunci când părinții sunt fericiți. Și dacă vrem ca să le fie bine copiilor noștri, avem un singur lucru de făcut. Noi să fim bine cu noi. Și când sunt eu bine cu mine ca femeie? Când sunt bine cu mama? Și dacă eu ca femeie sunt împăcată cu mama și o am pe mama în inima mea exact așa cum este ea și am primit toate darurile, da? Pentru că dacă eu acum stălucesc pentru că mama are un loc în inima mea și în spatele meu am o linie de femei și am primit de la ele tot ce a fost bun pentru mine și acum stălucesc în onoarea lor, da? Și atunci dacă eu o am pe mama în inima mea am să pot să stălucesc ca femeie și să fiu femeie pentru un bărbat. Și dacă eu sunt împăcată cu mama, în relația de cuplu, da, am să pot să fiu femeie. Altfel, dacă nu suntem împăcați cu mama în special, o să căutăm în relația de cuplu ca adulți o mamă mai bună. Da, vreți să vă spun ceva? Mi-au dat lacrimile acum pentru că... Și vedem asta. Dacă am 5 minute în care am o dispută cu mama, nu merge nimic. Da, da. Deci e efectiv, da. A picat lumea pe mine. Deci e atât de adevărat și mă bucur tare mult că ați punctat lucrul acesta pentru că acasă se regăsesc cu siguranță multe situații similare. Ar fi minunat dacă am reușit noi ca femei din acest punct în care suntem noi acum adulte și știm noi atât de multe, da. Să facem o călătorie sigură în sufletul nostru înapoi către mama și să luăm darurile ei și să vedem măreția ei. Pentru că eu pot să văd măreția mea ca femeie și mamă doar atunci când am reușit să văd măreția mamei. Și toate mamele sunt bune. Și toți copiii sunt buni, la fel și părinții lor. De ce? Pentru că și părinții sunt copiii părinților lor. Da. Prea frumos. E simplu, e foarte simplu. Da. Pentru ce facem noi pentru copii, pentru a-i vedea fericiți? Tocmai ți-am Cum spus. Cum facem ca ai noștri copii să fie fericiți? Atât au nevoie copiii, să vadă că părinții lor sunt bine. Da? Noi ne ferim să vadă părinții că ne iubim partenerul. Da, sigur că intimitatea trebuie protejată și este a noastră și trebuie să fie secretul nostru. Eu mă refer la, și aici apunctez, să nu vă implicați copiii în viața voastră intimă, pentru că e o mare povară pentru copii. Sunt părinți care o fac, e o mare povară pentru copil și mai târziu el se va învinovăți pentru că a știut lucruri despre intimitatea părinților. Adică să vă feriți, să nu știe. Nu, să nu. Asta este problema noastră și e nevoie noi ca adulți să le rezolvăm departe de copii. Da? Foarte. Noi copiilor e nevoie să le arătăm că suntem bine, că mama îl iubește pe tata și
și tata o iubește pe mama. Pentru că altfel ce se întâmplă în sufletul copilului? Sufletul copilului se învinovățește, sigur, inconștient, că nu știe lucruri pe care nu are nevoie și dreptul să știe. Părinții sunt mari și copiii sunt mici. Să nu uităm lucrul acesta. Și copiii pot fi în puterea lor de copii să se bucure de fiecare vârstă și să meargă bine cu școala, să se bucure de copilăria lor în momentul în care sunt în locul lor. Dar când sunt copiii în locul lor? Atunci când părinții sunt în locul lor. Adică părinții sunt mari și copiii sunt mici. Asta e o lege a iubirii pe care o vedem în constelațiile familiale. Revenim cu constelațiile familiare după un scurt moment de publicitate. Revenim. Recunosc că am povestit foarte multe lucruri în această pauză de publicitate și nici nu știu cu ce să vă rog să povestim și celor de acasă, dar experiența pe care mi-ați povestit-o apropo de pacienta dumneavoastră cu fibrom, chiar vă rog să o povestim. V-am spus că am tolba plină de cazuri. Constelațiile familiale scot la lumină încurcătura în care ne aflăm noi cu sufletul nostru. Ne-au arătat constelațiile prima lege a iubirii. Nimeni nu poate fi uitat sau exclus. Da? Și cei care au fost uitați sau exclus din familie, de multe ori sunt reprezentanți în corpul nostru, în anumite organe ca boală. Într-adevăr, pot să vă împărtășesc cazul unei doamne care am diagnosticat un fibrom foarte mare. Avea un fibrom uterin mare, care în periferie avea calcificări. Diagnosticat ecografic. Și eu când m-am uitat la acel fibrom, i-am spus, când mă uit la acest fibrom, văd capul unui bebeluș aproape de naștere. Și am întrebat-o dacă cumva a avut vreo sarcină pierdută aproape de naștere. Acea doamnă nu a avut copii, în schimb mama ei, înainte de ea, a avut un fiu care a murit la naștere. Deci, practic, ca să vedeți cum e sufletul și cât suntem noi de loiali în sufletul nostru și nimeni nu poate fi uitat, fibromul acestei doamne, care avea 40 și ceva de ani, îl reprezenta pe fratele ei, care a murit înainte de ea. Fanta. Știu că sună science fiction, dar vedem cât de loial suntem familiei și cum nimeni nu poate fi uitat. Și este magic atunci când o constelație scoate la lumină unde se uită sufletul nostru. De exemplu, diagnostichez la copilași și chiar și la vârste mari enurezis. Ce înseamnă asta? Fac copilași și pipi noaptea. Mergi cu ei la medic, îi investighezi, îi cauți, bineînțeles, dar de obicei nu găsim nimic. Biologii copiii sunt foarte sănătoși. Și odată am făcut ecografia unui băiețel, băiat, adult, adolescent, avea 13-14 ani, era frumușel foc, îmi aduc aminte, și am fost foarte impresionată de suferința lui să ai un astfel de simptom, te doare în suflet foarte tare. Practic făcea pipi da, în pat, făcea pipi adică noaptea, nu mergea făcea la toaletă. Pipi noaptea, da, în pat. Și m-am conectat cu sufletul lui și cu mama care era lângă el și am spus mamei, simptomul lui reprezintă lacrimile dumneavoastră neplânse. Mama a fost foarte mișcată și înainte am întrebat-o, ați avut un copilaș pe care l-ați pierdut? Înainte de acel băiat, a avut un băiat care a murit la 2 ani jumate. Și atunci când pierdem un copil, durerea este atât de mare încât noi ce facem? Ne închidem inima ca să putem să supraviețuim. Numai că nimeni nu poate fi uitat. Și atunci, următorii noștri copii, ce fac? Odată că tânjesc cu sufletul lor să fie văzuți de mama, dar mama cu sufletul se uită la copilul care a murit. Da? Și noi căutăm ca nebunii pe toată planeta, da? Sau în relația de cuplu, să fim văzuți de mama. Și vedem într-o constelație foarte repede cum sufletul mamei se uită la acel copil pe care l-a pierdut și simptomul copilului reprezintă lacrimile neplânse ale mamei. Deci, practic, fiecare efect da. Are o cauză, nu neapărat ecografic, da. Văzând, da. Nu știu, da. Da. Un fibrom sau mai știu ce, există la undeva acolo suflet. Un alt răspuns la nivel de la suflet. Nivel de suflet. Cum se face această constelație este familiară? Este foarte simplu. Concret. Ne întâlnim mai multe persoane în grup. Da? Eu lucrez cu grupuri mari, 50, 60, 70 de persoane. Adică să presupunem că aici ar fi 50 de persoane. Sau mai puține, poți să faci cu 20, 30, nu contează. Și cu 3-4? Adică... E prea puțin 3-4. Ai nevoie fie. De mai... Cu cât ai mai multe persoane, ca tot profunzimea câmpului este mai mare. Da?
da? Și ce se întâmplă? Eu ca facilitator lucrez cu o persoană care caută un răspuns pentru ceva, pentru simptomul copilului, exact. Da? Și aducem reprezentanți din cerc pentru mama respectivă. Cum adică aducem reprezentanții? Persoanele care sunt în cerc nu se cunosc între ele. Bun. Și asta este esența constelațiilor. Este acest câmp mare de energie care ne aduce împreună și pe care le știe pe toate și care ne ajută să scoată la lumină ce are nevoie să fie văzut cu ajutorul reprezentanților. Adică, eu aleg să mă reprezinte pe mine, de exemplu, o persoană din cercul de susținere, da, pe care nu o cunosc și nu știe nimic despre problemă sau despre persoana care lucrează. Pe mine, de exemplu. Pe tine. Da. Te iau să o reprezinți pe o mamă care are un copil care are tulburări de comportament. Și tu o reprezinți pe acea mamă. Da? În momentul în care tu vii în cerc să o reprezinți pe acea mamă, tu știi că ești Oana, da? Dar în acel moment tu o reprezinți pe acea mamă și în foarte puțin timp vei fi luată de acest câmp mare, iar tu vei simți la fel ca acea femeie pe care tu nu ai cunoscut-o niciodată. Vei simți la fel ca ea. Da? Și din aceste informații care ies prin reprezentanți, fără vorbe, mie îmi place să lucrez fără vorbe, da? Pentru că unde sunt aceste informații? În corpul nostru. În corpul nostru trăiesc toți strămoșii noștri. Iar în acest câmp suntem toți conectați la nivel de suflet. Și la nivel, toți știm totul despre ceilalți. Știu că sună așa science fiction. Bun, și cum aflați informația? Informațiile vin din aproape în aproape. De exemplu, dacă o persoană se uită în jos, da, este foarte clar că se uită la o persoană care a murit. Și aduce un reprezentant acolo pentru acea persoană. Eu n-am nevoie să știu cine este, dar sufletul persoanei știe. Iar acea persoană este luată de câmp, de exemplu. Și se poate așa ghemui ca un bebeluș. Și am informația că acea persoană s-a format așa ca un bebeluș și cu imaginile pe care eu le am ca insight, da, pot să văd, de exemplu, că este acea persoană în pântecul mamei. Da? Sau întinde mâna și atunci când întinde mâna, de fapt, dorește că acolo să vină altă persoană și eu din câmp aduc pe altcineva să reprezinte acolo. Și vezi, de exemplu, că apare o dinamică de suflet foarte puternică și acele două persoane care nu se cunosc se îmbrățișează cu un dor adânc greu de pus în cuvinte. Da? Și poate să fie, de exemplu, vorba despre frați gemeni. Și uite cum s-a dat câmpul informația. Adică dacă cineva din afară și nu intră fără să știe în acea încăpere, vede practic diverse persoane mișcându-se sau făcând gesturi, pare așa ca o piesă de teatru. Pare ca o piesă de teatru, dar vezi, atunci când ești acolo și ești prezent în câmp și ești conectat, într-adevăr, pare science fiction, că vezi niște omuleți care se mișcă, un facilitator care spune două, trei vorbe și cum se schimbă totul. Cum ați descoperit constelația? Păi, odată am avut întrebări legate de ce... care e cauza, de exemplu, a cancerului pe care le descoperam la copii întâmplător și am stat 8 ani cu această întrebare și am studiat foarte mult cauzele bolilor, pentru că un bebeluș de 6 luni să aibă cancer, el încă la sânul mamei, e inocent, da? Și știm foarte bine că părinții mănâncă aguridă și copilul se stârpezez dinții, da? De asta e bine să noi cu noi să fim bine și împăcați ca să fie bine copiii noștri. Și pe de altă parte, le aveam și eu pe ale mele personale, adică divorț și fiica mea era adolescentă și vă dați seama, să divorțez și fiica ta să fie adolescentă n-a fost prea ușor. Și la un moment dat, coafeza mea, în timp ce îmi făcea pletele așa blonde și bălaie, m-a întrebat ce face fiica mea. Și o lacrimă mi-a pus pe obraz. Și atunci m-a întrebat dacă am auzit de constelații. N-auzisem. Mi-a zis doar că cred că ar putea să te ajute. Atât mi-a zis. Și m-am dus cu tot sufletul. Și din clipa aceea, când am reprezentat eu altă mamă într-o constelație și m-a luat acest câmp de care vorbeam, nu le-am mai dat drumul. Și de atunci m-am dus și m-am format în Germania cu Bert Hellinger și constelațiile mele sunt de suflet. Atenție, medic fiind, da? Da. Asta e foarte interesant. Da. Adică nu mi-a spus coafeza și m-am dus și am intrat într-un cerc. Medic. Nu, m-am dus și m-am format. Asta zic. Și nu orice că fel de nu medic. M-au lăsat, da? Da. Pentru că eu cu imagistica, ce fac, cu ecografie, ce termene, mă uit în corpul fizic și caut o leziune, un răspuns de ce avem un simptom. Și cu constelațiile mă uit la imaginile sufletului. Da? Și atunci când îți deschizi inima larg și ai aceste legi ale iubirii, că știi că toți suntem conectați și nimeni nu poate fi uitat,
câmpul ăsta e darnic cu tine și îți dă informații altfel. Fantastic! A fost o experiență absolut și o întâlnire absolut extraordinară. Mulțumesc tare mult! Cred că vom mai face astfel de întâlniri frumoase. Am un gând bun, www.ardes.ro, tot din suflet pentru suflet, pentru doamna doctor. Mulțumesc tare mult încă o dată și acum o rubrică absolut extraordinară, tot de suflet, urmează.